Sunt onorat să vorbesc la această lansare de carte despre această carte într-o companie atât de, de prestigioasă. Un târg de carte e, un, e și un loc în care se aud foarte ușor și foarte multe, foarte multe superlative. Pe de o parte, eu am convingerea adâncă că aceste superlative sunt mult mai multe decât ar reclama, să zic așa, raportul la modul lucid dintre ceea ce este expus și aprecierile cu privire la ceea ce este expus. Pe de altă parte, nu m-aș grăbi să spun că este ceva rău. Poate că uneori această cascadă de superlative e ceva care ține de un ordin al excesului și al neadecvării. Deși câteodată cred că ține și de un anumit clasament al generozității și al, și al prieteniilor. În acest spațiu, care e târgul de carte și timp, în materie de timp al superlativelor, una dintre strategiile posibile de discurs este aceea de a refuza acest tip de registru retoric. De altfel, în anii precedenți am și auzit, așa în oglindă, din încheietură, aduse discursuri în sensul următor. Pentru că s-a spus de atât de multe ori despre o carte, că este excepțională, că e de răscruce, că nu s-a mai scris, că e atât de originală, mă feresc să fac uz de o asemenea apreciere într-un context cu privire la această, la această carte. Cred însă, în al treilea rând, că deși una dintre opțiunile posibile aceasta, a refuza o retorică în mantaua superlativului, să zic așa, deși e una dintre opțiunile posibile față de capodopere, e una dintre, ar fi una dintre opțiunile profund nedrepte. Iar față de cartea în discuție ar fi cu atât mai, mai nedrept. Fiindcă eu cred că veștile bune trebuie numite, faptele bune trebuie subliniate și trebuie subliniate în mod repetat acum, așa cum este cazul cu această carte. E o veste bună extraordinară pentru, pentru literatura din România. Este o mare faptă bună pentru cultura din, din România. Ținem aproape, sper să, să ținem și mai aproape, unul, cred, dintre marile romane apărute în românește în ultimii ani. Ținem un, un masterpiece al uneia dintre cele mai profunde și mai, și mai adevărate mai adevărate scriitoare din, din lume. Fiindcă Scara lui Iacov este, pur și simplu, este o capodoperă. E o saga, e o frescă cu o amprentă biografică foarte puternică. Fiind o saga, e o carte care răspunde, și această carte anume o face într-un mod strălucit, unor întrebări obligatorii, filozofice, istorice, etice, științifice, în mod aparte aici, în specia geneticii, religioase, unor întrebări precum acestea. Cât de mult control avem asupra vieții noastre, cât de mult este viața determinată sau vruiată de, de istorie, și atenție, e vorba de istoria unui secol într-o țară sau într-un spațiu, Uniunea Sovietică, în Rusia, Uniunea Sovietică, Rusia din nou, în care au fost atât de multe schimbări de macaz, atât de multe contorsiuni ale istoriei, atât de multe crime, atât de multe nedreptăți. Sau cât de mult depinde punctual, apropo de chestiunea genetică, cât de mult depinde viața unui om de zestrea sa genetică. În fine, cum modelează, dacă modelează iubirea istoria sau istoria istoria iubirei sau istoria iubirea. Nu vreau să povestesc această carte și nu o fac numai fiindcă e o opțiune de principiu pe care o fac când e vorba de, de un roman complicat, în sensul în care un spoiler pentru un roman modern e tinde către, către zero, fiindcă, sigur, un roman modern e despre ce se spune, dar mai ales e despre cum se spune. Așadar, nu spun, opțiunea de a nu spune nimic despre carte, despre acțiunea cărții, vine și în direcția în care, despre intriga ei, despre răsucirile de destin. În acest roman, iată ce... Este clasic așa, fără curent. E fără curent. Pot să vorbesc și, și mai tare, să-mi iau vocea din, din spate. Spuneam că n-aș avea să vă povestesc, n-aș vrea să povestesc această carte, pentru că dumneavoastră înșivă, cum eu însumi, mie însumi, dumneavoastră înșivă, trebuie să vă povestiți cartea aceasta.
Există unele teorii despre literatură care o despart într-un mod radical de viață, care spun că specia literară e ceva distinct într-un mod radical de ceea ce e viața, după cum altele care spun că literatura este viața și că literatura se varsă cumva în viață, că se amestecă lucrurile. Eu cred că această carte argumentează mai cu seamă în direcția, în sprijinul celei de-a doua teorii. E o carte, aș zice, care aproape că impune o poveste, apropo de căutarea pe care trebuie să o faceți dumneavoastră, e o carte care aproape impune o poveste pe persoană fizică. E o poveste pe care, cu o formulă care nu mi-aparține, sunteți invitați și suntem cu toți invitați să o trecem în cartea noastră. Apropo de ce face Ludmila Ulițcaia, de ceea ce face, să zic așa, în orizontală și în verticală, în ceea ce se vede și în ceea ce nu se vede, în văzutul cărții și în nevăzutul cărții, iată, pe scurt, îngăduiți-mi să vă spun câte ceva despre cum cred eu că gândește Ludmila Ulițcaia, cum cred eu, în virtutea a ceva la care eu am fost, și nu numai eu, dar în mod aparte pentru citatele pe care le dau, am fost martor privilegiat. Acum, 2 ani, am avut, România a avut privilegiul să o aibă aici pe Ludmila Ulițcaia, a fost la Timișoara, mai întâi la Festivalul de Literatură, Internațional de Literatură, apoi a venit în București și în București, prin mijlocirea doamnei Comănescu, am avut privilegiul să am aproape o oră de dialog cu Ludmila Ulițcaia față în față la un ceai. Iată ce spunea Ludmila Ulițcaia atunci despre cum gândește literatura și cum gândește raportul cu oamenii cărora literatura domniei sale li se adresează. Citez. Știți, trebuie să vă spun că în această privință eu sunt un autor atipic. Prima mea carte de proză a apărut când aveam deja 50 de ani. Până în această vârstă, eu deja aveam o anumită educație, studiile mele țin de biologie, m-am ocupat de genetică, născusem 2 copii, murise mama, am avut timp să lucrez chiar și la teatru. Iar la momentul apariției cărții eram deja un om adult și împlinit. Acestui fapt, anume că am avut această vârstă, nu foarte tânără, îi sunt foarte recunoscătoare. Să zicem că în destinul meu, în acel moment a fost ca un fel de curbă bună. Scriitorii de aceeași vârstă cu mine, până la acea vârstă, aveau deja faimă, își scriseseră cărțile. Ei stăteau deja pe un piedestal înalt, mult deasupra mea. Și acest fapt, în sinea mea, m-a eliberat de orice fel de competiție cu ei și mi-a dat un fel aparte de libertate. Eu înțelegeam că ei sunt așa de mult în fața mea, în față, însă, în ceea ce mă privește, nu mai era nevoie să mai alerg niciunde. Nu era nevoie să mă mai grăbesc. Aveam să fac lucrurile în literatură așa cum trebuie. Și am mai spus acolo, iar acest pasaj ne privește într-o și mai mare măsură, în felul următor. Ne privește pe noi, în calitate de cititori și de admiratori, sper, cred, ai Ludmila Ulițcaia. Am trăit și mai trăiesc încă, de fapt, cu sentimentul că eu scriu pentru prietenii mei. Și mi se pare că, poate, tocmai de aceea mă iubesc cititorii mei, pentru că ei simt că mă adresez lor ca unor prieteni, ca unor oameni cu care sunt pe aceeași lungime de undă, nu ca și cum aș scrie pentru un public. Niciodată n-am avut în minte ideea de a-mi cuceri o audiență, un public, ca să mă citească cât mai multă lume. Nu am gândit niciodată așa. Eu știam că aceasta înseamnă fericirea, că munca mea nu așteaptă recompense materiale sau de piață. Încheie citatul. A fost un interviu în care, cu vocea sa inconfundabilă, cu un timbru de neuitat, mi-a spus de câteva ori așa: iubesc să scriu, liubliu pisat, liubliu pisat. Acest liubliu pisat se vede cu asupra de măsură și e foarte bine că este așa și în scara lui Iacob. În ceea ce mă privește, mai vreau să vă mai spun încă ceva. Am stat și astăzi și ieri mai mult și vineri pe scări, pe aceste scări, pe scara lui Gaudeamus, să zicem, pe scara lui principală, o scară cu totul altă și având cu totul alte semnificație decât scara lui Iacob și decât scara lui Iacov. Am dârdâit puțin, azi e mai cald, așa cum poate și dumneavoastră ieri, alaltă ieri ați dârdâit, dar mai ales am fost bucuros să fiu martor privilegiat, martor în direct al venirii
către noi, către cititori, al foarte multor cărți bune, al unor cărți cu miez, cu duh. Una dintre ele, în top, este cartea minunată, a minunatei scriitoare și a minunatului om, Iana Părvulescu, Dialoguri secrete, cum se roagă scriitorii și personajele lor. Altele sunt cărțile, toate cărțile lansate, cred că mai urmează o lansare sau două, de la Humanitas Fiction, din raftul Denisei și al pisicii Mița, nu? O spun și de la acest... Pe scări stând acolo, a venit și momentul inevitabil uneori să vorbesc cu diversi amici și să discutăm despre cărți, ce cărți sunt de cumpărat, ce e mai destoi prin târg. Am zis, de fiecare dată, vă jur, pe pilot automat, de fiecare dată am zis, Ulitskaya, Scara lui Iacov. O spun și de la acest microfon, e o carte de neopolit, e o carte de neratat, e o carte de sărbătoare și îmi vine să adaug mai mult decât atât, pentru că e o carte scrisă de Ludmila Ulitskaya după ce a navigat, după ce a traversat niște experiențe personale limită, e o carte de sărbătoare, de dragoste, de viață și de moarte. Nu opriți această carte, vă mulțumesc!